Hello, infiniții mei, suntem la Cafeneaua Happy Cat. Facem un Dalgona Coffee, cafeaua care a ajuns virală pe internet. De cafea asta? Nu e cafea, e un fel de espresso, seamănă foarte bine cu tot ce bem pe la terasă, doar că acum, stând acasă, cu asta ne ocupăm. Și ca să avem un gust mai fain așa, am zis că o să preparăm Dalgona Coffee. Da, am făcut-o un pic mai moale, pentru că cea de ieri am făcut-o prea tare și mi se pare că mai ok așa, nu știu. Bine, nu e chiar așa de moale, dar... Da, ea arată interesant. Da, dar arată aici, uite aici. Arată în straturi. Și ca și decor. Ce decor vrei să-i pui? Decor de bobițe de cafea. Punem? Pune. Tac. Ups. Cinci bobițe. Cinci bobițe. Bravo. Da. Enjoy. Enjoy. Bine ați venit, revenit pe canalul meu de YouTube, Infinitul Violet. Astăzi o să facem un vlog despre un aparat de curățare facială. Nu este vorba despre vestitul Foreo, ci despre aparatul Xiaomi InFace Sonic. Acesta este. L-am de 2 săptămâni, îl folosesc intensiv dimineața și seara și îmi place foarte mult. El vine așa într-o cutiuță, este pe 4 culori, eu am varianta galben solar, mai există gri ce nu știu, există de asemenea și roz care seamănă cu Foreo, dar momentan nu este în stoc, și de asemenea și verdele acela un pic smarald. Acestea sunt cele 4 nuanțe a lui. Este un aparat cu silicon medicinal și are 3 straturi, o să-l vedem imediat, și tehnologie Sonic. De asemenea, este waterproof, se poate spăla cu săpun și totodată are o perie de curățare facială cu sistemul Sonic și cu 3 zone de curățare. Haideți să-l și vedem. Aceasta este cutiuța lui. Ceea ce mi-a plăcut este că are și un etui și poate fi transportat în geantă foarte ușor. Acesta este etuiul. Să-l și scoatem. Și ce vă spuneam, acesta este aparatul cu cele 3 turații de viteză și cu cele 3, cum se numesc acestea, rânduri de silicon, puțin abrazivă și mai mult abrazivă. Așa, de asemenea, el vine și cu acest USB care se încarcă la laptop și are o autonomie de până la 70 de minute. Este un gadget mic și ergonomic, încape așa în palmă perfect. Așa, are aici butonul de unde o să-i dăm drumul și o să vedem imediat cum funcționează. Și curăță foarte, foarte bine impuritățile, de asemenea masajul tenului este unul foarte fain. E un gadget drăguț, mai ales că în perioada aceasta doar curierul ce ne mai vizitează e fain. Nu văd nicio diferență între el și celălalt Foreo, decât la preț. Prețul lui este unul bun. Pe site la ora actuală îl găsiți cu 119 lei, iar comparativ cu Foreo, care e de la 500 de lei în sus, pot spune că da, își face la fel de bine treaba și e la fel de bun. Și eu îl folosesc dimineața cu crema de la L'Oreal, Hydra Genius, cu aloe water. Asta folosesc dimineața. Iar seara, pentru seară, când tenul trebuie să se relaxeze mai mult, folosesc Clarins Hydra Essential. Deci asta e pentru seară și aceasta este pentru zi. Acum o voi folosi pe aceasta pentru că intră și foarte bine în piele și vreau să văd cum să vedeți cum funcționează. Deci eu pun un pic așa pe palmă.
de cremă. Apoi masez zonele pe care urmează să le masez și cu aparatul Sonic Xiaomi. Așa. Dăm drumul. Este foarte silențios. Abia dacă se aude. Și se masează. Da, se aude și un elicopter, nu e aparatul meu, care nici nu cred că l-auziți. E pur și simplu smurdul care circulă foarte des pe aici, aici are și baza lui. Da. Și spuneam că cele trei trepte de curățare te ajută foarte mult și iar masajul este unul foarte benefic pentru piele. Da. Și durează, v-am spus, 2 minute. Eu am observat că pentru mine este necesar să mai apăs încă 2 minute, deci undeva la 4 minute dimineață și 4 minute seara. Sunt esențiale pentru un masaj de curățire foarte, foarte bun. Și să masăm un pic și pe frunte, acolo unde sunt riduri și aici unde sunt ridurile de expresie. Abia dacă l-auziți, pentru că v-am spus, este foarte silențios. Iar, cum spuneam și mai înainte, autonomia lui de până la 70 de minute, la fel este foarte bună. Adică, în 2 săptămâni, cred că l-am încărcat o singură dată. Și iată că s-a oprit, iar dacă vreau să mai continui, apăs din nou și masez iarăși toată fața. Da, cum spuneam, este un gadget mic, util, pentru că în momentul de față stăm mult în casă și avem nevoie de alt tip de experiențe. Aceasta este o experiență pe care eu o recomand. E ușor de folosit și, într-adevăr, face diferența. Adică tenul devine foarte, foarte moale, așa, și se simte foarte bine masat. Pentru că această tehnologie într-adevăr intră în profunzimea epidermei și chiar masează. Bun, acesta a fost clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, thumbs up. Până data viitoare, nu uitați. Be happy, be bright, be you. Mulțumesc celor 92 de abonați ai mei. Haideți cu 100 de abonați! Abonați-vă dacă v-a plăcut canalul Violet. Canalul Violet a ajuns undeva la 72 parcă de videoclipuri și eu o voi continua pentru voi. Așadar, be happy, be bright, be you și enjoy Dalgona Coffee. Cum e? Este delicioasă. Chiar e delicioasă. O puteți face acasă, găsiți rețeta aceasta pe internet, circulă foarte mult în zona netului și, într-adevăr, ai senzația că ești în cafenea. Cafeneaua Happy Cat, adică terasa balconului meu. Care arată cam așa. Lângă școala numărul 29.